Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii Ferestre către Suflet, o ediție în care ne propunem să pășim în istorie, să identificăm rădăcinile, mlădițele din care noi ne extragem credința și evlavia pe care o avem la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ne propunem așadar o incursiune în istorie alături de un invitat deosebit. Este vorba despre profesorul universitar dr. Petronel Zahariuc de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule profesor, bine ați venit la Ferestre către Suflet. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, ne-am propus astăzi să vorbim despre un episod din istoria noastră, anume aducerea la Iași a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Vorbim așadar despre anul 1641, secolul al XVII-lea. Care este primul gând pe care trebuie să-l avem în minte atunci când ne referim la această perioadă? Primul gând îl vedem în fiecare an, la 14 octombrie, când Iașul îi poartă Sfintei Parascheva întreaga evlavie și își aduce aminte de extraordinara faptă a lui Vasile Lupu, care la începutul verii, anul 1641, s-a dus cu întreaga sa curte la Galați pentru a întâmpina pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, pentru a o aduce la Iași, pentru a așeza în ctitoria sa Biserica Sfinților Treierari. Cât de însemnat a fost acest moment în acele vremuri? În anii de început ai domniei lui Vasile Lupu, Moldova a parcurs o perioadă fastă, cea mai bună din istoria ei, din vremurile lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș. Au trecut vremuri grele peste țară și abia în domnia lui Vasile Lupu lucrurile au intrat într-un făgaș mai bun, în așa fel încât într-o succesiune foarte frumoasă în Iași, Vasile Lupu a văzut ridicată biserica sa, Biserica Sfinților Treierarhi, a văzut întemeierea unui colegiu teologic ortodox a Mănăstirea Treierarhi, s-a străduit să aducă moaștere Sfintei Parascheva, după un an, în 1642, s-a străduit să adune câțiva învățați pentru a ține un sobor, un sinod, în toamna anului 1642, iar în 1643, de sub teascurile tipografiei de la Mănăstirea Treierarhi, cea din tâi tipografie a țării, a Moldovei, a apărut Cazania lui Varlam, cea din tâi carte de învățătură bisericească în limba română tipărită în Moldova.
Vorbim așadar de o efervescență culturală în acele vremuri. Cât de mult îi se datorează domnitorului Vasile Lupu, care, într-un context nu foarte liniștit, a reușit și a acumulat o domnie de 20 de ani? Vremurile au fost, spune Miron Costin, nimic din Moldova, nimic din spațiul românesc nu se poate înțelege dacă nu ne uităm în jur, la puterile din jur, la statele din jur. În acea vreme, prin calitățile diplomatice ale lui Vasile Lupu, dar și ale lui Matei Basarab în țara românească, domniile au putut fi mai lungi, țările au putut traversa o perioadă mai bună, în așa fel încât și viața culturală, fără liniște, fără pace, nu se poate întâmpla nimic bun în cultură, s-a putut desfășura. Imperiul Otoman avea în acele vremuri alte gânduri, încă Imperiul Rus era departe și vremurile de liniște și explicația acestor vremuri de liniște se va topi după 1648, după 1650, când tulburările din spațiul ucrainean, din spațiul kazac, vor aduce iar peste Moldova vremuri foarte grele, vremuri care se vor prelungi și în secolul XVII și în secolul al XVIII-lea. De aceea și astăzi ne aducem aminte de vremurile liniștite, bine, relativ liniștite, ale domniei lui Vasile Lupu. Deci calitățile diplomatice și un mediu internațional prielnic au făcut posibilă domnia lungă a lui Vasile Lupu. Ce a determinat această întâmplare uimitoare într-un anumit context, gândindu-ne că moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au peregrinat prin mai multe zone din Balcani și nu mă îndoiesc că nu ar fi vrut mai mulți domni ai vremii să le aibă. Ce a determinat aducerea acestor moaște la Iași? S-a scris mult și au scris toți cei care, toți istoricii și toate fețele bisericești interesate de acest aspect din Balcani și nu numai, din întreaga Europa, au scris despre modul în care moaștele Sfintei Paraschiva au desfășurat un veritabil peregrinaj prin Balcani, ajungând în cele din urmă la Iași. Explicațiile pot fi destul de multe, dar cred că faptul că Moldova atunci era parte a Imperiului Otoman, făcea parte dintr-un grup de state aflat sub stăpânirea Imperiului Otoman, drept într-o, ceea ce este drept într-o situație mai bună, într-un statut evident de autonomie, a făcut ca până la urmă Sfânta Paraschiva să ajungă la Iași. A venit de la Constantinopol, a fost printr-un delung schimb și negociere diplomatică între Vasile Lupu, oficialii Patriarhiei Ecumenice, dar și mai mari porții, pentru că nu trebuie să uităm că totuși Vasile Lupu era supus al Imperiului Otoman, s-a reușit aducerea moaștelor la Iași, fapt înregistrat în întreaga lume ortodoxă. Nu de multă vreme, aproape de două decenii, trei decenii, s-a vorbit din ce în ce mai mult de o mărturie a unui preot din Ceres, Popa Sinadinos, preotul Sinadinos, care vorbește despre aducerea moaștelor la Iași în 1641, contemporan cu evenimentele, și mărturisește că la Iași, cu adevărat, Sfânta Paraschiva și-a găsit o casă, și-a găsit o casă într-un mediu foarte prielnic, spunând acest preot din Ceres că la Constantinopol moaștele nu aveau cinstirea pe care ar fi meritat-o, de aceea ajungând la Iași, întregul popor, de la elita politică până la oamenii de rând, s-au bucurat să aibă moaștele Sfintei Paraschiva, o sfântă cuvioasă, o sfântă apropiată de nevoile oamenilor. În spațiul Balcan îi se spune scoropomoștnița, adică grabnic ajutătoare. Cum și acum, dacă mergem prin curtea mitropoliei și auzim corul mitropolitan,
vom auzi și aceste cuvinte, grabnic, ajutătoare, grabnic, folositoare, chiar de atunci, de la slujba făcută, o slujbă arhierească cu mare fast, la 13.641, chiar de atunci, grabnicul ajutor pe care Sfânta Paraschiva l-a dat credincioșilor s-a putut vedea și a putut fi consemnat. Mă gândesc că în acele vremuri a fost un efort conjugat, atât al bisericii, cât și al statului, al domniei. Care era relația în acele vremuri între stat și biserică? Relația era de osmoză, de simbioză, de sinfonie. Epitete și sinonime putem găsi. Suntem înainte de vremurile ruperii statului de biserică, mai ales în spațiul ortodox. Un spațiu ortodox care nu trăia într-o bulă de sticlă așa, trăia, să uitați, în secolul al XVI la început se ruptura puternică între stat și biserică. La granițele Moldovei se desfășurau lupte ecleziastice din Transilvania spre vestul Europei, dar și la nordul granițelor țării, în Polonia. Chiar sinodul 1642 spune acest lucru, că spune, vorbește despre injuncțiunea factorului ecleziastic apusean în treburile bisericii ortodoxe. Deci comuniunea între stat, între reprezentanții statului, oamenii politici și biserică era completă. Cred că s-a vorbit în nenumărate rânduri de buna legătură între Mitropolitul Varlam și Vasile Lupu. Chiar dacă Mitropolitul Varlam se întronizase cu 2 ani înainte de domnia lui Vasile Lupu, au lucrat foarte bine împreună și au plecat împreună din treburile unul a statului, celălalt a bisericii în 1653. Nu numai cu mitropolitul, dar el era întâi stătătorul bisericii moldovene și cu episcopii țării, cu episcopii și mitropoliții bisericii românești din Ardeal. Vasile Lupu a avut o conlucrare foarte bună, care s-a văzut în tot și în toate, atât în numărul mare de biserici ridicate sau reconstruite, în aducerea moaștelor, în aducerea unor icoane făcătoare de minuni și peste toate în ajutoarele foarte mari acordate întregii ortodoxiei, oriunde s-ar fi aflat ea. Repet, în primul rând în Transilvania, unde românii din Ardeal aveau la acea vreme suficiente motive de necaz și nemulțumire, către ortodoxii din sudul Poloniei, atât cât mai rămăseseră în urma unirii cu Biserica Romei, pentru ortodoxii din spațiul ucrainean și, de asemenea, pentru întreg spațiul sud-dunărean, de acolo unde, și asta era și un factor important, familia lui Vasile Lupu venea, cel puțin pe linie paternă. El era un sud-dunărean, un balcanic, un albanez grecizat, dar românizat, pentru că aici, la nord de Dunăre, mediul românesc a sfârșit prin a-l acapara și prin a-l cuprinde și pe Vasile Lupu. Ca profesor de istorie, medievalist, faceți-ne, vă rugăm, o descriere a Iașului din acele vremuri. Un mic contur, așa știu, și cultural, și economic, și religios, în care se găsea în acel secol 17. Da, ca să-l facem mic, trebuie să-l facem în același timp și mare. Am mai spus și în alte ocazii, fără Vasile Lupu, Iași nu s-ar fi deosebit prea mult de alte orașe din Moldova, de Vaslui sau Botoșan, spre exemplu. Vasile Lupu s-a străduit să dea Iașilor osatura unei capitale. Deși încă de la Alexandru Răpușneanu, cu o mică pauză în cea de întâi domnie a lui Ieremia Movilă, Iași au fost principala reședință a domniei, abia Vasile Lupu a dat Iașilor această structură de capitală. Și cum ne putem da astăzi seama și cum putem să vedem ce a făcut Vasile Lupu? În primul rând, uitându-ne la axa care leagă trei ierarhii de Mănăstirea Golia. Trei ierarhii de Mănăstirea Golia e centrul Iașilor. Iași, ca și toate orașele din afara Arcului Carpatic, nu au avut ziduri,
nu au fost fortificate, drept pentru care marginile le vedem greu, mahalalele le vedem cu greutate, dar centrul târgului Iași se poate vedea astăzi doar prin bisericile care și mănăstirile care au mai rămas, pentru că clădirile civile, atât datorită intemperiilor și prăzilor, în 1650 în Iași a fost o pradă nemai văzută, desfășurată de oștile în conjuncție a tătarelor și cazacilor, și în alte perioade, la sfârșitul secolului al XVII-lea, oștile Polonia lui Ioan Sobieschi au prădat îngrozitor Moldova. Clădiri civile avem mai puține, dar uitându-ne la opera de construcții ecleziastice din Iași, din vremea lui Vasile Lupu și dinainte, chiar încă din vremea lui Alexandru Lăpușteanu, Petru Șchiopu, Miron Barnovski, care au lăsat în urmă câteva edificii importante, dar cele mai mari, mai importante și mai definitorii pentru structura de astăzi a orașului Iași sunt trei ierarhii și mănăstirea Golia, care dau seamă atât de forța țării, de puterea ei economică, dar și de faptul că fără biserică, atunci nu se putea concepe existența statului. Putem vorbi și de un număr al populației? Sunt informații în acest sens? Câți oameni locuiau în aceste teritorii ale Iașului? Informații avem. Orașul, informațiile care vin din ceea ce numim generic călători străini, da? Sau oameni care veneau din afara spațiului românesc, fie din Europa apuseană, fie ca Paul de Alep din Siria, fie ca Evlia Celebi din Turcia. Iașul nu depășea câteva zeci de mii de oameni, 20-30 de mii de oameni în vremea lui Vasile Lupu, după care în timp populația a crescut. Nu avem recensăminte. Primele recensăminte în Moldova sunt datorate armatei ruse, care, interesată de atât de popularea Moldovei cât și de bogățiile ei, începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea, a început să facă recensăminte și catagrafii ale populației și bunurilor pe care le-au găsit la sfârșit de secolul XVIII în Moldova. Un număr de populație redus, dar totuși cea mai mare aglomerație urbană din Moldova, fiind totuși având rangul de capitală. Cât de însemnat a fost acest moment al aducerii la Iași a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva și vă întreb, îndrăznind să îmi imaginez un astfel de context și astăzi, când poate evlavia unora, mintea mea cel puțin, și evlavia unora se îndreaptă către alți sfinți care poate se află dincolo de granițe. Mă gândesc aici la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, de la noi, de la Botoșani. Pe buzele multora a fost gândul acesta, oare este posibil un astfel de moment? Deci, de făcut, vă rog, o astfel de comparație, dacă putem cumva echivala ca un arc peste timp astfel de momente. Eu cred că, fără a fi ispitit atât de mult de spațiul teologic, că nu putem face și nu poate să există o concurență, să zicem, între sfinți și gradul de evlavie pe care moldovenii în vreme respectivă purtau unora sau altora. La acea vreme, Moldova avea moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, aduse în vremea lui Alexandru cel Bun și depuse în Catedrala Metropolitană de la Mirăuți, mutate la sfârșitul secolului al XVI-lea la Sfântul Gheorghe, Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, iar la Iași au venit moaștele Sfintei Paraschiva, despre care s-a vorbit de lung, ar fi putut să poarte cu ele și gândul mutării scaunului metropolitan de la Suceava la Iași, lucru care se va întâmpla după o generație, în vremea mitropolitului Dosoftei, lucru care nu s-a întâmplat în vremea lui Vasile Lupu. Chiar mai mult, s-a și vorbit de gândul înființării unei patriarhii, pe modelul proaspăt înființatei patriarhii rusești de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Deci, în acel moment, în Moldova, existau moaște, să zicem, întregi,
Sfântul Ioan cel Nou și Sfânta Paraschiva, care se bucurau și de cea mai mare evlavie din partea moldovenilor, din partea românilor. Aduceau oameni și din afara granițelor și din țară la pelerinaje. Avem mărturii în acest sens și cred că vedem ce se întâmplă mai bine când unul dintre acești sfinți, Sfântul Ioan cel Nou, pleacă în Polonia împreună cu Mitropolitul Dosoftei în vremea ocupării Iașiului de către armata lui Ioan Sobieschi în 1686, iar Sfânta Paraschiva adună și oamenii care nu-și mai găseau, să zicem, mângâierea și evlavia la Suceava. La Iași, Ioan Sobieschi a avut în gând să ia, spune Dimitrie Cantemir, și moaștele Sfintei Paraschiva, lucru care nu s-a întâmplat. Mai existau de asemenea și alte mănăstiri, multe din Moldova, avem știri pentru unele, pentru altele mai puțin, care adăposteau sfinte moaște și la Putna, și la Neamț, și la Mănăstirea Secu. Dar cred că evlavia românilor s-a îndreptat în special spre Sfânta Paraschiva și spre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Acesta era și motivul pentru care domnitorii acelor vremuri își doreau atât de mult să aibă moaștele Sfintei Cuvioase Paraschiva? Evlavia? Evlavia pentru că o explicație rațională, adică bazată pe fapte, istoricii nu pot să o ofere. Sfânta Paraschiva se bucura în Moldova de un cult foarte consistent și aici se poate vedea, și au mai făcut-o colegi care au încercat să inventarieze bisericile și mănăstirile cu hramul Sfântei Paraschiva. Avem în Moldova Catedrala Episcopală din Roman, care poartă hramul Sfântei Paraschiva și după cucetare destul de bună și profundă, s-a ajuns ca din cele 3-4 sfinte cu numele Paraschiva să se accepte că este vorba de Catedrala Sfânta Paraschiva, Sfânta Vineri de la Roman, întemeiată încă la sfârșitul secolului al XIV-lea, că este vorba de Sfânta Paraschiva din Epivat, Sfânta Cuvioasă Paraschiva, cea pe care o prăznuim la 14 octombrie. Și de asemenea, sub Ștefan cel Mare, sub Petru Rareș, Sfânta Paraschiva este foarte prezentă. O comparație cu țara românească se poate face, unde hramurile bisericilor, mănăstirilor cu hramul Sfântei Paraschiva sunt mult mai puține. Deci, în primul rând, Moldova avea această evlavie și așa se explică, probabil, cererea pe care Vasile Lupu a adresat-o Patriarhiei și Patriarhului Partenie și Patriarhiei din Constantinopol de a primi moaștele Sfintei Paraschiva. Din visteria cu Sfinte Moaște, foarte bogată, a Constantinopolului, moaștele Sfintei Paraschiva au venit spre Iași. Poate un rol important a jucat aici și faptul că Vasile Lupu era sud-dunărean totuși. El venea de la Arvanitohori, de lângă Târnovo, iar la Târnovo o vreme îndelungă stătuseră și moaștele Sfintei Paraschiva. Se poate să fie aici și un cult personal al lui Vasile Lupu îndreptat și o evlavie personală îndreptată spre Sfânta Paraschiva. Domnule profesor, când am început această dezbatere și v-am întrebat de gândul pe care îl aveți atunci când pomenim, când vorbim despre aducerea la Iași a Sfintei Cuvioase Paraschiva, ați realizat un arc peste timp și ne-ați transmis ceva din evlavia pe care și astăzi românii o au către Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Acum, în încheiere, aș dori să vă întreb dacă, într-adevăr, momentul prezent, momentul pe care noi îl trăim, poate fi oglindit cu fidelitate privind spre trecut. Ca istorici, noi nu încercăm să înviem trecutul, încercăm doar să-l înțelegem așa cum s-a petrecut el atunci. Iar dacă după generații, momentul pe care l-am amintit al primirii moaștelor Sfintei Paraschiva, al minunilor întâmplate aici, astăzi oamenii îl așteaptă în fiecare toamnă, fiecare 14 octombrie, arată că există, din acest punct de vedere, o continuitate între gestul ctitoricesc atât de important al lui Vasile Lupu și trăirea oamenilor de astăzi. Trăire care se vede nu numai din punct de vedere istoric, ci din punctul de vedere al
cetățeanului de rând, al omului care vine în Iași, care observă ce se întâmplă în Iași, fiind, din acest punct de vedere, un lucru foarte viu, foarte prezent în viața oamenilor. Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, aceasta a fost intervenția noastră de aici, din Muzeul Metropolitan din Iași, unde am vorbit despre aducerea la Iași a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva, una dintre sfintele cele mai populare din ortodoxie și cu siguranță cea mai populară din spațiul nostru românesc ortodox. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Doamne ajută!